1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbele vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Amin. Să ocupăm locul. Nu pot să nu zic și eu ceva de locomotivă. Pentru că în seara aceasta vom vorbi despre darurile Duhului Sfânt și punem întrebarea aceasta, au încetat darurile Duhului Sfânt? Oare? Creștinismul nostru de astăzi este, dacă vreți, împărțit în două categorii foarte speciale. Unii cred numai în șine, în șinele trenului. Ei cred cuvântul lui Dumnezeu că este îndreptarul înțelepciunii și șlefuiesc pe el și vor să-l țină drept și să îngrijesc de el de dimineață până seara și e un lucru extraordinar, că fără șine nu merge nicăieri locomotivă. Pe partea cealaltă sunt creștini și aici suntem și noi, care cred că în toată afacerea asta cel mai important este aburul, este focul. Să fie presiune. Dacă este putere, lucrurile stau bine. Acum, dacă locomotiva are putere și șine, călătoria este o plăcere și este să desfășoare corect. Dar dacă locomotiva nu are șine, are numai putere, fluieră foarte zgomotos undeva pe arătură. Și foarte mulți dintre carismatici de astăzi fac foarte mult zgomot, dar nu ajung nicăieri, pentru că puterea trebuie să meargă pe dreptarul cuvântului lui Dumnezeu. De aceea toate lucrările Domnului trebuie verificate cu Scriptura. În seara asta vom dezbate un subiect foarte important. Nu de mult, unul dintre autorii americani, care mie mi-a plăcut foarte mult într-o vreme, până când n-a devenit foarte liberal, cum este acum recent, Tony Campolo, a scris o carte care era intitulată Cum să devii penticostal fără să vorbești în alte limbi. Asta era titlul cărții lui. Pentru că foarte mulți dintre creștinii Americii ar fi vrut să aibă râvna penticostală, nu? Să aibă abur și putere și energie și pasiune pentru Domnul. Dar dacă s-ar putea să nu fie lucrul ăsta așa de deranjant, nu? Care îl considerau ei o chestiune care știrbește din demnitatea, nu din solemnitatea creștinismului de astăzi. Cineva spunea că cuvântul ăsta solemn vine din engleză și română, solemn. Este așa de lemn, tare ca lemnul. Este foarte interesant că bisericile reformei, și aici aș vrea să vă spun că noi greșim foarte mult pentru că îl facem un fel de idol pe Luther. Luther a făcut mare serviciu creștinismului, dar și mare deserviciu în același timp, pentru că a fost unul dintre cei care au promovat ideea aceasta că darurile Duhului Sfânt au încetat odată cu moartea apostolilor. Prezența darurilor duhovnicești în biserica penticostală, mai ales darurile prorociei, vorbiri în alte limbi, tălmăcirea limbilor, cel al vindecării, și-au atras disprețul multor credincioși. Din păcate, liderii, mă refer acum la cei din România, liderii penticostali, în loc să studieze problema și să reglementeze folosirea în mod biblic a darurilor Duhului Sfânt și să învețe oamenii să nu facă abuzuri de ele, au preferat să le discrediteze și să le scoată din biserică. Atunci, în mișcarea penticostală, cel puțin cea românească,
s-a creat o situație extrem de ciudată. Am scos darurile Duhului Sfânt afară, din biserică, dar în același timp am predicat despre ele. La ora actuală avem o teologie foarte bine pusă la punct despre lucruri pe care nu le mai avem. Și atunci, dacă frații noștri, de exemplu, baptiști, sunt cesaționiști, cei care cred în încetarea darurilor, noi suntem cesaționiști prin practică, nu numai prin teorie. Dar subiectul este foarte complex. Ceea ce am să spun în această seară și am să mă grăbesc pentru că am enorm de multe de spus, acestea sunt subiecte la cărți întregi, la volume întregi. Termenul acesta de cesaționism vine de la cuvântul englez, cessation, care înseamnă încetare, întrerupere, sfârșit, oprire, stagnare. Și lucrurile sunt foarte simplu prezentate de apologeții acestei teologii. Ei spun așa că odată cu moartea apostolilor, darurile Duhului Sfânt au încetat să se mai manifeste în biserică. Dar haideți să intrăm puțin în istoria acestei doctrine cesaționiste și să vedem de unde vine și ce s-a întâmplat practic. De cei care cred că darurile au dispărut, nu se referă însă la toate darurile Duhului Sfânt. În 1 Corinteni avem o listă de 9 daruri și așa cum am văzut în celelalte studii, avem cel puțin 22 de daruri menționate în Sfânta Scriptură, ci ei au probleme cu 5 dintre ele. Prorocia, vorbirea în alte limbi, tălmăcirea limbilor, darul vindecării și cel al minunilor. Aceste 5 spun apologeții cesaționismului că au încetat odată cu moartea apostolilor. Se poate remarca cu destulă ușurință că aceste daruri au fost alese în mod special pentru că elementul divin din manifestarea acestor daruri este foarte evident. Celelalte daruri se pot confunda foarte ușor cu abilitățile omului. Și firea pământească poate să și le asume fără niciun fel de risc, nu? Nu te poți spune să faci minuni, pentru că ai nevoie de o intervenție miraculoasă a Domnului, nu? Dar să te dai drept cunoscător, nu, de Scripturi și să spui că ai înțelepciune care vine de sus, lucrurile astea se pot rezolva cu o școală. Sau dacă ești bun de gură și ai mai mulți lesne crezători, lucrurile se rezolvă ușor. Biserica creștină a ajuns la această mare tragedie, spunea A.W. Tozer, pentru că ea a eliminat divinul, partea divină din activitatea ei și ea a fost înlocuită cu ceea ce fac oamenii. Iată ce scrie el. Biserica creștină nu se poate ridica la statura ei adevărată în împlinirea scopului lui Dumnezeu, atâta timp cât membrii ei neglijează adevăratele daruri ale Harului și ale Duhului lui Dumnezeu. Mare parte din activitatea religioasă pe care o vedem în bisericele noastre nu este lucrarea eternă a Spiritului Etern, ci lucrarea muritoare a minții omului muritor. Pentru că dacă scoatem aceste daruri în care se vede elementul divin, totul este în regulă, nu mai știm ce este de la Domnul și ce este de la oameni. Se pare că primul care a lansat ideea aceasta că darurile Duhului Sfânt au fost retrase odată cu moartea apostolilor a fost Augustin, Sfântul Augustin, cum zicem noi, care a trăit între 354-430. El a fost un influent teolog, a fost episcop de Hippo și a formulat pentru prima dată doctrina aceasta a dispariției darului Duhului Sfânt, tocmai pentru că în mod obiectiv ele nu mai erau prezente în biserica lui, în biserica vremii sale. El nu le mai vedea. Pentru că nu era în biserică, a elaborat această teorie că Duhul Sfânt nu mai lucrează astăzi așa cum a lucrat pe vremuri. El a emis ipoteza aceasta că ele ar lipsi pentru că Dumnezeu le-a retras și ele nu mai sunt necesare bisericii. Încă o dată, sunt vorba de cele 5 darurile Duhului Sfânt. Primul dar
care a fost interzis, de fapt, de biserica vremii sale, a fost darul vorbirii în alte limbi. Biserica a introdus imediat liturgia, programul, cum îl zicem noi, nu? Noi îi spunem program astăzi, un termen mult mai laic, dar când te duceai la biserică, știai exact ce urmează. La fiecare punct, într-o oră, dacă stai la biserică, liturgia era foarte bine pusă la punct, de la A la Z. Nu mai era loc să mai intervină nimeni și nici nu mai avea nimeni voie să intervină în liturgia aceea scrisă deja pe care o citeau preoții. Ți-ai minte că la Oradea, odată am vorbit împotriva acestei liturghii care se încetățenise și în biserica noastră. Prima dată când se ducea cineva la amvon, făcea o rugăciune. După care se cânta o cântare și apoi se citea textul. Vormeară se ruga cineva și stăteam jos. Asta era regula numărul 1. M-am dus la amvon, am făcut o rugăciune, am cântat o cântare și am pus pe oameni jos. Jumate din biserică începe să strige, textul, nu s-a citit textul. Nu? Era exact ceea ce voiam eu să obțin, nu? Să le spun cât de teribile sunt obiceiurile astea, cum ne intră liturgia în cap. Și cum schimbă cineva, țărim în aer. Acest Sfânt Augustin, nu? La sfârșitul vieții sale însă, i-a părut rău de doctrina asta care a lansat-o, a scris împotriva ei și a menționat că numai în Hippo, unde era el episcop, el a investigat peste 70 de minuni care au avut loc. Deci, cu toate că el a retractat minciuna și doctrina greșită lansată a fost folosită pe urmă de-a lungul secolelor. În jurul anului 1000, în Europa a apărut o carte intitulată Exorcizarea celor posedați de Satan. A fost o carte foarte răspândită în Europa catolică din vremea aceea și printre semnele distincte ale posesiunii demonice, iată ce menționa lucrarea asta, ascultați. Capacitatea de a vorbi în limbi necunoscute și abilitatea de a înțelege și traduce limbi necunoscute vorbite de alții. Facultatea de a prevedea evenimente ascunse ale viitorului. Manifestarea unor puteri care sunt peste normalul vârstei și condițiilor naturale ale omului. Mă întreb câți frații noștri și câte surorile noastre care vorbeau în alte limbi nu au fost arse ca vrăjitoare în timpul acela. Nu? Pentru că lucrarea asta răspândită în mediul creștin i-a trecut pe toți penticostalii, dacă vreți, în rândul celor posedați de diavol. Inchiziția a făcut dravagii, mai ales în Spania, și semnele după care îi căuta pe credincioși inchiziția erau astea din această lucrare foarte faimoasă. Se poate vedea cu ușurință că dintr-o dată darul vorbirii în alte limbi, celălalt tălmăcire, al prorociei, al vindecărilor și minunelor, au fost considerate semne ale posesiunii demonice. Și încă o dată, oare câți dintre frații noștri n-au fost arși pe rug, condamnați că sunt vrăjitori în acele vremuri. Dar a venit reforma. Reforma, așa cum spuneam, a dus noire extraordinare. Dumnezeu a revelat că mântuirea este prin credință, nu prin cumpărarea de indulgențe, nu prin fapte, un lucru fantastic, extraordinar. Numai că împotriva reformei s-a ridicat contra reformă a catolicismului. Un cardinal pe nume Bellarmine, care a trăit între 1524-1621, era teologul Vaticanului în timpul acela, a început o dispută cu Luther și cu Calvin și una dintre afirmațiile lui era aceasta: dacă ei, adică reformatorii, învață adevărul, atunci unde sunt minunile? Dacă Dumnezeu este de partea lor, unde sunt minunile care însoțesc pe cei care predică Evanghelia, nu-i așa? Răspunsul lui Luther și al lui Calvin a fost o reînviere a doctrinei enunțate de Augustin. Și asta vă citesc acum cuvintele lui Luther.
De aceea eu nu am mare respect pentru Luther, pentru chestiunea asta și pentru încă una foarte gravă, ura lui față de evrei. A tipărit o broșură întreagă în care învăța pe oameni cum să-i ardă de vii, cum să le dea foc la cărți, la așa mai departe. El a fost teologul, dacă vreți, care l-a inspirat pe Hitler mai târziu, peste mulți ani, ura lui împotriva lui a evreilor. Noi luăm uneori oamenii după highlights, așa cum spuneam duminică seara, după unele lucruri care ni se par nouă extrem de importante. Dar haideți să ascultăm ce a spus Luther și Calvin apoi. Argumentul catolic despre autenticitatea bisericii prin minuni nu este valabil, deoarece minunile nu mai există, ele fiind date bisericii atâta timp cât ea a fost slabă și începătoare. Iar după moartea ultimilor apostoli, ele n-au mai fost necesare. Calvin a reluat și a aprofundat ideea și a spus că darul vindecărilor, ca și restul minunilor, pe care Domnul l-a lăsat pentru o vreme, au dispărut, ca să facă predicarea Evangheliei o și mai mare minune pentru totdeauna. Vedeți ce frumos sunt spuse lucrurile, pentru că până și minciunile pot să îmbrace niște forme foarte frumoase. Ei bine, teologul presbiterian Charles Hodge s-a trăit între 1797 și 1878. El a scris foarte multe lucrări teologice care, de fapt, au alimentat gândirea teologică protestantă peste 100 de ani. Deci a fost omul care a pus bazele teologiei protestante. El a scris o lucrare de teologie de 2250 de pagini. Știți câte pagini a consacrat lucrării darului Duhului Sfânt? 12 pagini. Nu numai că a trecut foarte ușor peste ele, dar ascultați ce a spus. În epoca apostolică au fost o plenitudine de manifestări spirituale și dovezi ale puterii de care era nevoie pentru organizarea și răspândirea bisericii, dar de care acum nu mai este nevoie. Noi nu mai avem proroci, nici făcători de minuni, nici darul vorbirii în alte limbi. Nenorocirea că o asemenea teologie care a infestat gândirea evanghelică americană a făcut ca la începutul marilor treziri în America, în mișcările protestante, să nu mai există nimic miraculos în ele. Nu numai că darurile au fost complet neglijate, dar unele dintre ele au fost convertite, dacă vreți, și redefinite, așa cum fac alții astăzi cu redefinesc familia, redefinesc totul. Așa au făcut pocăiți în vremea aceea. Darul prorociei a fost redefinit ca darul predicării Evangheliei. Toți predicatorii au fost proroci. Darul cunoștinței era darul dobândirii cunoștințelor intelectuale. Aveai dar de la Domnul dacă te-ai dus la școală. Cel al înțelepciunii fiind inteligența umană. Ați văzut cum darurile acestea, care nu conțin evident ceva divin, așa, au fost convertite imediat în abilitățile omului. Dar haideți să vedem acum cât de biblică este o asemenea doctrină. În principal, toată doctrina asta a încetării darurilor Duhului Sfânt, cesaționismul, de exemplu, își au toată susținerea lor în două argumente principale. Numărul 1. Darurile duhovnicești, prin care înțelegem acum cele 5, nu? Minunile vindecării, prorocia, vorbirea în alte limbi și tălmăcirea limbilor, pentru că ei se referă numai la astea, au fost date bisericii primare pentru a autentifica pe apostoli ca urmași ai lui Hristos și ca autori demn de încredere ai scrierilor Noului Testament. Sună grozav. Vom vedea că nu este biblic, în primul rând, și apoi vom vedea cât de perversă este gândirea asta, pentru că dacă, de exemplu, spuneau, au fost date, de exemplu,
darurile astea să autentifice pe Domnul Iisus, nu? Ce lucrare era Domnul Iisus? Dacă spuneau asta, întrebarea următoare care demola o asemenea afirmație este atunci, apostolii, de ce au mai făcut minuni, nu? Dacă minunile l-au autentificat pe Domnul? Ei, dacă mergeau mai departe și spuneau, minunile astea trebuiau să identifice autoritatea Evangheliei, a Cuvântului lui Dumnezeu, atunci dădeau de altă problemă foarte mare. Noi avem Evanghelia și astăzi și avem nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru autentificare. Dar i-au ales pe apostoli pentru că ăștia au murit, nu? Și dacă darul a fost să-i autentifice pe apostoli, când ăștia au murit, nu mai era nevoie de el. Haideți să vedem, este biblic sau nu este biblic o asemenea afirmație? Argumentul este ales cu mare grijă, așa cum am spus, pentru că este o dibăcie foarte bine pusă la punct, pentru că dacă orice altă afirmație o făceau, argumentul cădea imediat. Găsim din Cartea Sfântă foarte clar că darurile Duhului Sfânt au avut ca scop, numărul 1, să confere autenticitate caracterului lui Iisus Hristos și a relațiilor sale cu Tatăl. Aici se includ toate minunile din Evanghelie pe care le-a făcut Mântuitorul. El a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu, că este în bună relație cu Tatăl, că Tatăl îl ascultă, îi ascultă rugăciunile. Dar, în al doilea rând, minunile au avut ca scop să confere autenticitate mesajului despre Iisus, mesajului Evangheliei. Nu se le conferă autoritate evangheliștilor sau apostolilor, ci Evangheliei. Ascultați cel puțin două versete, dar aș putea să vă dau foarte multe în această seară. Marcu 16:20. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Observați, minunile întăreau, adevereau cuvântul, îl autentificau cuvântul lui Dumnezeu, nu pe apostoli. Nu aveau nimic de a face minunile cu apostolii. Apostolii să și lepădeau de ele. Nu noi am făcut astea, Domnul spunea întotdeauna, nu ne atribuiți nouă, prin deostoinicia noastră sau prin cine, sfințenia noastră. Nu noi am făcut, Domnul a făcut asta. Deci se întărea Evanghelia. Se întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau pe apostoli. Fapte 14:3. Vorbea cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Este foarte clar din Evanghelie că darurile Duhului Sfânt aveau menirea să adeverească mesajul, să adeverească cuvântul, mărturia, nu pe martori, mărturia. Ce spun oamenii aceștia este adevărat, pentru că Dumnezeu confirma prin minuni adevărul pe care el proclamau. Un al doilea argument, vedeți, toată chestiunea asta, primul lor argument, este de natură teologică, dacă vreți, sau filozofică, de logică. Și nu deloc din Sfânta Scriptură. N-are nimic de a face cu Scriptură. Totuși, când au fost puși la colț, trebuia să vină cu vreun suport din Scriptură. Și iată că l-au găsit exact versetele pe care le-am citit în această seară. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Argumentul numărul 2 a cesaționismului zice că Pavel, în textul acesta, ar susține că darurile vor ține numai până ce oamenii vor primi canonul biblic, până ce va fi scrisă Scriptura. Când Scriptura este completă, atunci ce este desăvârșit a și venit deja, atunci nu mai e nevoie de daruri, nu mai e nevoie de limbi, pentru că Pavel ar fi spus că prorociile se vor sfârși când vine canonul biblic și limbile vor înceta când vine canonul biblic. Foarte ciudat.
despre cunoștință nu zice că va ceta când vine canonul, dar scrie și asta aici, nu? De asta nu, că ei au foarte multă cunoștință acum, nu? Sunt oameni care aleg din Scriptură ca pruncii aia răi, când le dai pite cu marmeladă, mănâncă marmelada și îți dau pita înapoi. Exact asta fac și teologii ăștia. Din versetul ăsta iau numai limbile și prorociile, astea vor înceta când va veni canonul biblic, când va fi scrisă Biblia. Ca orice doctrină falsă, cesaționismul introduce interpretări. Noi când eram la școală le spuneam ad burtibus, din burtă, din burta noastră. Nicăieri în Scriptură nu o să găsiți nici măcar o frântură de verset care să susțină că apariția canonului biblic, Biblia așa cum o avem noi acum, este împlinirea acestei vremuri a cunoașterii desăvârșite. Ce este desăvârșit? Orice exegeză biblică am face, orice am studia, nu putem forța niciodată aceste versete de sus să spună că cele desăvârșite înseamnă terminarea scrierilor Sfintelor Scripturii. Este absolut clar din Cuvântul lui Dumnezeu că textul este deosebit de evident, că vorbește despre venirea Domnului când totul ce este acum în parte se va termina. Când va veni Domnul, atunci vin cele desăvârșite. Atunci vom cunoaște de plin. Atunci tot ce este în parte acum se va termina. Și cunoașterea noastră atunci se va termina ce este în parte. Vom cunoaște desăvârșit, va veni Domnul. Vom intra în împărăția Lui glorioasă. Va rămâne doar dragostea să ne lege pentru eternitate și considerăm că o asemenea interpretare și forțarea Scripturii să spună ce vrem noi să auzim este foarte periculoasă. Nicăieri în Scriptură nu putem interpreta că cele desăvârșite au venit odată cu canonul biblic. Deloc. Și asta a venit destul de târziu. Nu? Au fost bătălii ale conciliilor bisericești, ce carte să intre, ce carte să nu intre, nu? A durat destul de mult timp. Apoi, darurile pe care Pavel le menționează că vor înceta chipurile la venirea celor desăvârșite, deci a canonului biblic, el menționează și cunoștința, așa cum spuneam înainte, susținătorii doctrinei dispariția darului n-au nimic împotriva cunoștinței, nu? Ei o preferă, asta va rămânea, așa că ea n-a fost silită să dispară odată cu apariția Scripturilor. Așa cum fac cu limbile și cu prorociile. Luther a scris că numai la venirea Domnului vom cunoaște desăvârșit întru totul, fiind întru totul de acord cu scrierile Apostolului Pavel. Iar Luther, proponentul încetării darurilor, a spus că cele desăvârșite vor veni când vine Domnul. Apoi, un alt argument care dărâmă complet ideea aceasta este că darurile Duhului Sfânt, dacă ele s-ar fi terminat odată cu terminarea scrierilor Noului Testament, nu credeți că Apostolul Pavel ar fi trebuit să știe chestiunea asta? Dacă Apostolul Pavel știa, atunci, de ce a mai scris capitolul 14, următorul în 1 Corinteni, capitolul 14, despre folosirea darului Duhului Sfânt în biserică? Dacă Pavel știa că odată ce își termină de scris scrisorile și apare canonul biblic, nu o să mai fie daruri în istoria bisericii. De ce a mai scris capitolul ăsta? Pentru că trebuia să rămână, pentru tot restul creștinismului, darurile n-au fost luate niciodată, ele au dispărut din alte cauze, dar nu pentru că Dumnezeu le-a retras cu moartea ultimului apostol. Am să încerc acum să discut câteva lucruri într-un argument al istoriei, pentru că, vedeți, și dacă Biblia stă împotriva acestei teorii, nu? Să știți că și istoria
dovedește că teoria asta este falsă. Eu mi-am făcut lucrarea mea de absolvire exact de aici, din părinții bisericești, Antinicea. I-am citit să văd despre folosirea darurilor duhovnicești în biserică până la Consiliul de la Nicea 335. Ce, să știți că aproape toți scriitorii creștini, toți părinții apostolici, cum îi numim noi, toți au vorbit despre darurile Duhului Sfânt și continuarea lor în istorie. Nu vreau să abuzez, dar am să vă dau totuși câteva citate din câțiva dintre acești oameni deosebiți, care prin scrierile lor dovedesc că darurile Duhului Sfânt n-au încetat și că ele au fost normative, dacă vreți, pentru biserica din timpul acela, din timpul vieții lor. De exemplu, Iustin Martirul, care a trăit între anul 100 și 165, el a fost martirizat la Roma, el a scris, unii primesc Duhul de a înțelege, altul de sfătuire, altul de putere de a face vindecări, altul darul cunoștinței, altul acela de a învăța pe alții, altul al fricii de Dumnezeu. Asta este un citat celebru din Iustin Martirul. El spunea, oamenii din timpul meu au aceste daruri pe care le-au primit de la Dumnezeu. Ireneu, 130, anul 200, episcop de Lyon. Unii creștini au darul cunoașterii mai dinainte, cum vor fi lucrurile, vedenii și vorbiri profetice, și alții vindecă pe bolnavi prin punerea mâinilor. Chiar așa cum am spus, morții au fost înviați și au rămas printre noi mulți ani la rând. Ireneu vorbește și despre învieri din morți în timpul vieții sale. Un alt scriitor creștin, Tertulian, anul 160-220, a fost teolog, apologist, trăit în Cartagina. El a scris, noi privim toate puterele Duhului Sfânt ca unelte ale bisericii, căreia i-a fost trimis Duhul, care administrează toate darurile impresionante și pline de putere pe care le dă fiecăruia dintre credincioși. Presbiterul Novatian, mort în 257 la Roma, într-adevăr, el este acela care a numit proroci în biserică, instruiește pe învățători, redirecționează limbile, aduce în ființă puterile pentru vindecare, face lucrări extraordinare, dă darul deosebirii duhurilor, aduce la oaltă și aranjează celelalte daruri ale Duhului, carismata, și prin toate acestea aduce Biserica lui Dumnezeu la desăvârșire în toate lucrurile. Am ales numai citatele astea, dar v-aș putea da zeci de ele, sute de ele. Sunt cărți întregi scrise numai pe tema asta, care dovedesc din istorie că darurile Duhului Sfânt n-au încetat odată cu moartea apostolilor. Omul care a concluzionat cel mai frumos, probabil, este John Wesley. Aici vreau să vă spun și când auziți de John Wesley, să fiți mândri că suntem urmașii lui într-un fel. John Wesley, în Anglia, a fost omul pe care l-a folosit Dumnezeu pentru o trezire extraordinară în Anglia. Spune că a predicat peste 50.000 de predici. Lua calul și într-o zi predica în câteva orașe. A trăit o viață deosebită. A avut o soție care nu l-a înțeles absolut deloc și l-a chinuit. Deci chinuit de nevastă acasă, bazrocorit de ceilalți. Omul s-a dus cu Evanghelia și l-a folosit Dumnezeu pentru o trezire spirituală în Anglia și Anglia a fost scutită de revoluția care a fost în Franța. N-a venit revoluția aceea peste Anglia, pentru că ăștia s-au întors la Domnul și n-au cunoscut tragediile Revoluției franceze. El a pus bazele unei mișcări care se cheamă metodism, pentru că a elaborat o metodă în care să fii sfânt în fiecare zi. Atât de stricți erau cu ei, acești metodiști,
că John Wesley, de exemplu, a rămas de la el fraza aceea că Domnul să-l pedepsească dacă o să rămână în buzunar cu 5 lire la venirea lui. Pentru că dacă avea mai mult bani, îi dădea întotdeauna la săraci, dădea la toată lumea. A hotărât să nu mai pună zahăr în ceai ca să facă economii de bani de la săraci. În fiecare zi avea o listă pe care o parcurgeau, să nu vorbească pe nimeni de rău, să nu acuze pe nimeni pe nedrept, să fie bun cu cei din jurul lor. Metoda asta a lor de a rămâne sfinți a fost extraordinară. Ce-mi place că el a folosit prima dată grupele mici. Avea niște grupe mici pe care ei, englezii, numeau bande. Era în banda de metodiști pe vremea aceea. Dar banda asta era o chestie foarte bună, pozitivă. Să ajutau unii pe alții, nu numai financiar, dar să ajutau să rămână în credință, să susțineau în rugăciune, să încurajau tot timpul. Și aceste grupe mici ale lor au făcut lucruri extraordinar de importante și ei au dus în America, pe urmă, ceea ce se numește metodism. Din metodism a început mișcarea pentru sfințire în America și din mișcarea pentru sfințire a început mișcarea pentecostală. Deci putem să considerăm că metodiștii englezi sunt părinții noștri spirituali într-un fel. Iată ce spunea acest om extraordinar, John Wesley. Cauzele declinului darurilor spirituale nu a fost așa cum în mod obișnuit se spune, că n-a mai fost nevoie de ele. Cauza reală a fost că dragostea celor mai mulți, a celor mai mulți dintre creștini s-a răcit. Aceasta a fost cauza reală pentru care darurile extraordinare ale Duhului Sfânt n-au mai fost găsite în biserica creștină, deoarece creștinii au devenit la fel de păgâni, păstrând din creștinism doar o formă moartă. Nu este ușor să înghiți asemenea adevăruri, nu-i așa? Mă gândesc ca joia viitoare să discutăm puțin despre marele treziri din America și mai ales în experiența unui om absolut extraordinar, Jonathan Edwards, este considerat și astăzi cel mai mare teolog american, pentru că omul acesta în timpul marilor treziri a fost confruntat cu manifestările carismatice ale darurilor Duhului Sfânt. Și el a elaborat o listă, să zic așa, de verificare cum să ne purtăm față de aceste manifestări care apar atunci când apar marile treziri. Lucruri extrem de frumoase și de importante. Vreau să vă spun că, paradoxal, Biserica Ortodoxă și cea română n-a negat niciodată darurile spirituale. În toate doctrinele lor, în tot ce sunt, și mai degrabă ei au încurajat pe credincioși ortodoxi la experiențe spirituale. Cu alte cuvinte, nu putem să-i acuzăm pe ortodoxi că sunt sensaționiști. Din acest punct de vedere, ei sunt mai aproape de noi decât, să nu dăm alte denumiri, de alți frați care noi îi considerăm foarte aproape de noi. Foarte interesant este că nici Biserica Catolică toată, să zic așa, nu a renunțat la darurile duhovnicești. Crezi că Biserica Catolică are un obicei de a-i beatifica sau de a-i trece în rândul sfinților pe oameni care au făcut minuni, prin care Dumnezeu a făcut minuni. Au un sistem extrem de riguros. Specialiști care se duc să verifice la fața locului minunea respectivă dacă este autentică sau nu. Și dacă ei dovedesc că minunea a fost într-adevăr de la Dumnezeu și a fost o minune, ea este consemnată și omul acela prin care, mă rog, s-a făcut minuni, este beatificat, trecut în rândul sfinților. Mă rog, cu asta nu prea eu sunt de acord, dar asta este obiceiul lor. Cred că totuși este un obicei nu chiar atât de periculos ca ăla de a spune că toate minunile vin de la diavolul, nu? Ci nimic nu mai, Dumnezeu nu mai lucrează astăzi.
În concluzie, aș vrea să amintesc câteva lucruri. În primul rând, doctrina aceasta cesaționistă este contrazisă de scripturi și de istorie. Am foarte mulți frați și prieteni în bisericile baptiste, ei încă au în mod oficial această doctrină a cesaționismului. Problema lor este foarte delicată, mai ales când se apropie sărbătorile Rusaliilor. Ar trece ca evreii peste capitolul 53 din Isaia, dar n-au ce face și atunci le este foarte greu. Mulți dintre ei nu sunt în sinea lor cesaționiști, nu cred doctrina aceasta eronată. Cred foarte corect, ca și noi, că în Biblie nu scrie nicăieri că au încetat darurile Duhului Sfânt. Dar fac parte dintr-un sistem și atunci le este foarte greu să intre în conflict cu sistemul respectiv. În anii trecuți, să zic așa, când părinții mei au fost botezați de Domnul și erau încă în Biserica Baptistă, pe vremea aceea ne scoteau afară, ne-au scos afară din biserică, public ne-au scos afară. Astăzi nu mai pot să facă chestiunea asta, că e mai dificil, deja cultul pentecostal este de vreo 3-4 ori mai numeros decât ăla baptist. Și acum le-ar părea rău să le mai facă servicii pentecostale, să mai trimite câțiva membri la ei. Au izbucnit mișcări de trezire spirituală. Să știți că mișcarea străjerilor n-a pornit între pentecostali, a pornit între baptiști, care au înțeles darurile Duhului Sfânt și au vrut să le aplice. Cum le-au aplicat ei, asta e altă poveste. Doctrina aceasta este contrazisă de scripturi, este contrazisă de istorie, este contrazisă de realitate de pe teren, dar ea persistă, Domnule, în continuare, pentru că oamenii vor să fie, așa cum ziceam, să practice un creștinism solemn, foarte solemn. Îmi spunea un frate, pastor baptist proeminent din România, zice, toate sunt în regulă, numai că vine, zice, câte unul de la voi, de la pentecostal, și ne trage câte o vorbire în alte limbi de rusali. Acum, nu cred că asta este un procedeu foarte corect, nu? Să te duci și să faci un show din asta, să le dovedești, ce să le dovedești? Să te urască mai tare, nu în continuare. Adevăratul motiv pentru care oamenii nu cred în minuni este că n-au văzut niciuna. Asta este adevărul. N-au văzut niciuna. Ce mi se pare mie foarte caragios, din nou, am niște prieteni destul de buni între frații baptiști care vorbesc foarte ușor despre vedenii, ori avut vedenii, Domnul li s-a arătat. Așa? Dar să tem să zică prea tare, să audă prea multă lume. Dar și vedenile sunt tot daruri ale Duhului Sfânt, nu? Cum de ți-a dat Domnul ție vedenii, că dacă au murit vedenile odată cu apostolii, cum de mai ai tu, nu? Dar este foarte ușor să apelez la ceva care nu poate verifica nimeni. Nu? Dacă eu vă spun că azi noapte am avut o vedenie, are cineva ceva de zis? Nu are nimeni, că nu mă puteți contrazice. Nu e așa? E clar. N-aveți cum să mă contraziceți. Dar celelalte daruri care sunt în biserică, care sunt publice, ne deranjează. Lipsa darurilor spirituale din biserica de astăzi se explică prin lipsa ei de sfințenie și de spiritualitate, prin nimic altceva. Să nu mai spun că foarte ușor ajungem non-profit organization, okay? Că în loc să îi luăm pe proroci și să-i educăm cumva, ceea ce cred că este un lucru extrem de greu, nu? Pentru că există preconcepția aceasta că cei care au daruri sunt superiori nouă celorlalți care nu le avem pe astea. Și tocmai cum să vină el să învețe de la tine care tu habar n-ai și el este specialist deja, nu? Mândria asta
îl împiedică să învețe ceva. Dar ar trebui să ne educăm, să ne formăm pe oamenii aceștia. Nu să-i scoatem, nu să-i alungăm, nu să-i... Eu știu că ajungem non-profit organization dacă aplicăm chestia asta. Deci, așa cum spuneam, este un lucru foarte greu de realizat. Nu știu cum se poate face practic. Pentru că în cele mai multe biserici pe care eu le cunosc, oamenii care prorocesc, dar de obicei refuză să se supună la toți ceilalți. Am trăit o experiență excepțională în România. Am fost invitat la o biserică, am ajuns spre seară la o evangelizare și aveau o noapte de rugăciune. Invitat la noaptea de rugăciune era un proroc care era pastor unei mari biserici. Și nu numai că era pastor mai biserici, dar era și profesor la seminar. Și avea darul de la Dumnezeu. Astea sunt lucruri foarte rare. Foarte rare. Dar văd că se poate. Există posibilitatea aceasta. Deci oamenii care cunosc foarte bine Biblia, cred că pot să prorocească foarte corect, pentru că se pot autoverifica, nu? Prin cuvântul lui Dumnezeu pe care îl cunosc. Din păcate, în loc să îi educăm, să îi ajutăm cumva să iasă din ignoranța lor, mai degrabă, e mai ușor să scăpăm de ei, decât să-i formăm. Dar dacă nu găsim o soluție, să știți că o să ajungem non-profit organization. Este foarte clar. Cei mai mulți dintre noi credem în continuarea darurilor spirituale, dar așa cum spuneam, ajungem cesaționiști prin practică. Mai ales în România, am pregătit o conferință odată la o întâlnire a păstorilor despre situația mișcării pentecostale din România și studiind puțin fenomenul, mi-am dat seama de un lucru foarte caragios care se întâmplă. Pur și simplu, în România, am scos darurile astea afară din biserică, predicăm despre ele, dar suntem cesaționiști prin practică. Pentecostalii din România i-au luat pe baptiști, pe frații baptiști, ca model de biserică. Ăștia au fost mai vechi decât noi și am luat ca model. Și cântăm ca și ei uneori cântările lor, predici și predicile noastre s-au inspirat foarte mult în modul în care ei predicau și ne-a plăcut modul lor de a avea biserică, nu? Dar la noi, deosebire, erau că apăreau darurile Duhului Sfânt care aruncau programul în aer. Atunci ce am făcut? În loc să ne ocupăm de formarea și educarea acestor oameni care au daruri spirituale, i-am marginalizat, i-am scos afară, nu ori mai a avut loc în program, i-am mutat în case, i-am mutat la țară, așa, și bisericile astea mari au ajuns biserici, de fapt, pentecostale, cu doctrine pentecostale, dar cesaționiste în practică. Unul dintre păstorii faimoși de aici, din America, spunea că geabul lui, cu darurile Duhului Sfânt, este ca și căruțașul acela, că doia căruța la vale, el să pună piedica și să bage băta în roată cumva, să nu ia căruța aiurea. Asta este situația. Darurile Duhului Sfânt sunt date bisericii, sunt date pentru zidirea bisericii și ar trebui să le prețuim și ar trebui să găsim o metodă, să zic așa, să devenim credincioși, nu numai teoretic, ci și practic. Și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să putem forma și să ajutăm pe acești oameni să-și dezvolte darul care ei îl au. Pentru că toate darurile trebuie dezvoltate. Pavel spune lui Timotei, dezvoltă-ți, pune foc, crești în harul care ți s-a dat, în darul care ți s-a dat prin punerea mâinii. Este o obligație de a crește în domeniul respectiv, de a te maturiza.
Domnul să ne dea harul acesta tuturor. Amin.